cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm contraatacul direct și cu intermediar la handbal, anul 2 de instruire. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare șase mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de șapte jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului, și anume Pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu. Aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, intercepția, pătrunderea, depășirea, sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte, acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Contraatacul este faza întâi a atacului și presupune trecerea rapidă a unei echipe din apărare în atac. Pentru a fi cât mai eficient, trebuie realizat pe drumul cel mai scurt, portar elevul nominalizat pentru această acțiune sau portar intermediar elevul nominalizat. Contraatacul duce la înscrierea de goluri cu mai mare ușurință, deoarece echipa adversă nu are timp să ajungă într-un sistem organizat de apărare. Contraatacul se poate realiza prin Intrarea rapidă în posesia mingii de către portar la aruncările la poarte executate de adversar, intercepția mingii de către un elev al echipei aflate în apărare sau comiterea unei greșeli tehnice sau o abatere de la regulament sancționată de către arbitru care are ca urmare trecerea mingii în posesia echipei aflate până atunci în apărare. Până la finalizarea sa cu aruncarea la poartă, contraatacul presupune recuperarea rapidă a mingii, startul rapid și alergarea de viteză, pasarea, degajarea mingii, prinderea mingii venită din spate, driblingul și în final, aruncarea la poartă. După numărul de jucători care participă, contraatacul poate fi direct cu un vârf sau cu două vârfuri și cu intermediar cu un vârf sau cu două vârfuri. Contraatacul direct. În general, extremele sunt vârfurile de contraatac, în acest caz, extrema stângă. De asemenea, oricare elev care a reușit un start rapid, indiferent de postul său, poate declanșa contraatacul. În acest caz, interul drept. Portarul recuperează mingea, extrema dreaptă aleargă foarte rapid, portarul îi pasează, driblează și în final aruncă la poartă. În acest caz, extrema stângă declanșează contraatacul. Driblează și aruncă la poartă. Contraatacul cu un intermediar. Există situații când portarul nu poate pasa mingea direct vârfului de contraatac. Astfel, un jucător se demarcă în lateral, primește mingea de la portar și lansează vârful de contraatac demarcat. De obicei, interii reprezintă intermediarul care lansează contraatacul. În acest caz, interul dreapta primește mingea de la portar, extrema stângă pleacă pe contraatac, interul lansează contraatacul. La clasa 6 -a se recomandă contraatacul cu intermediar datorită dificultăților legate de pasa la distanță mare și prinderea mingii. Din acest motiv, câteodată, intermediarul poate ocupa și o poziție de intercentru dacă elevul care lansează contraatacul se poate demarca în această zonă. Materialele filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor Diandra Adam. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.